Peste 80 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost selectate în vederea angajării și 26 au fost angajate pe loc în cadrul mini-bursei organizate la HAZEC de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Peste 430 de hațegani au fost prezenți la eveniment, având puse la dispoziție de către angajatori aproape 290 de joburi. Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a organizat în această lună mini-burse a locurilor de muncă menite să vină în sprijinul hunedorenilor aflați în căutarea unui job. Astăzi la HAZEC 432 de persoane au fost prezente la eveniment. Avem astăzi la HAZEC 25 de angajatori cu un număr total de 286 de locuri de muncă vacante, începând de la muncitor necalificat până la meserii calificate. Evenimentul este adresat tuturor persoanelor înscrise la punctul de lucru HAZEC, respectiv persoanele cu domiciliu din HAZEC și a comunelor de lângă. Ne dorim să ocupăm locurile de muncă astăzi în bursă. Oamenii trebuie să înțeleagă că este important să-și caute un loc de muncă, este important să stea de vorbă cu angajatorii. Au fost convocați conform legii toate persoanele înscrise la noi în evidență și în cealaltă sală avem pe partea de consiliere elevii din clasa 12-a, unde colegii mei în sală separată învață să-și scrie CV-ul și pregătesc pentru... Mulțumesc AJOFM-ului din județul Hunedoara pentru ceea ce face. A fost o săptămână plină în care AJOFM-ul a fost în două locații, mâine este în cea de-a treia locație. În momentul în care am sosit aici și am văzut atâția oameni, mi-am dat seama că oamenii sunt dornici de a-și găsi un loc de muncă, angajatorii sunt de asemenea în număr destul de mare, vin să ofere locuri de muncă pentru populația din HAZEC, ceea ce mă duce cu gândul că în HAZEC sunt oameni care lucrează, că economia pulsează și chiar pot să cred că începem să trecem de acea perioadă a pandemiei în care am fost restricționați, să începem să vedem că economia începe să pulseze și ceea ce îmi dă speranțe că vom reuși să păstrăm oamenii în orașele din județul Hunedoara. După Brad și HAZEC, mini-bursa locurilor de muncă va fi organizată mâine de la ora 10 în municipiul Orăștie, acolo unde sunt așteptați toți cei care sunt în căutarea unui loc de muncă.